Am revenit continuăm emisiunea din această sâmbătă dimineață. Ultimul, dar nu cel din urmă, invitat este domnul Iosef Ervin Țigla, Asociația de Cultură și Educație a Adulților din Reșița, pe care o conduce, am plinit 31 de ani la mulți ani, chiar în această săptămână, așa că nu puteam să nu discutăm. Bine ați venit la noi, nu mai e chiar dimineața, bine ați venit, domnul Țigla, mă bucur că sunteți aici. Ați fost plecat, a fost ziua Germaniei, au fost multe lucruri care s-au întâmplat. Mulțumesc frumos pentru noua invitație în studioul dumneavoastră. Știți că de fiecare dată vin cu mare plăcere și simt o deosebită plăcere să fiu aici, în acest studio. Un studio care l-am parcurs de la începuturi. Și nouă ne face plăcere și vă apreciem munca, știți foarte bine, o faceți cu seriozitate, cu dăruire, faceți multe lucruri, nu numai pentru etnia germană, pentru români, în general, pentru bănățenii din Banatul de Munte. Da, încerc și mai ales acum în zilele acestea când ne apropiem de ziua de 1 decembrie. Luna aceasta am organizat mai multe evenimente. Ați fost primii care ați făcut cu 100 de ani de România, nu? Da. Și în luna octombrie am conceput un astfel de program și am gândit că cred că nu are rost să merg singur, adică comunitatea germană să meargă singură în acest proiect și am căutat să atragem alături de noi instituții importante din municipiul Reșița și astfel Universitatea Eftimiu Murcu din Reșița, Biblioteca Județeană Paul Iorgovici, Colegiul Tehnic Cărășan au răspuns invitației noastre și iată că acum o săptămână am realizat 3 evenimente în cele 3 locații importante ale care au fost și parteneri. La cei 3 parteneri, de fapt. Și la aceeași oră, la ora 13, și zic eu că a fost una dintre cele mai reușite manifestări până în prezent, și din punct de vedere expozițional și din punct de vedere științific. Asta urma să spun, pentru că și științific, dar și expozițional în egală măsură. Și ați adus și mărturii ale urmașilor celor care au trăit Marele Război. Da, am fost săptămâna aceasta, am fost și la Timișoara la un eveniment dedicat acestei mari sărbători, la care au vorbit reșițeanul nostru Rudolf Greff, prorectorul Universității Babeș Bolyai din Cluj și managerul Muzeului de Arte din Timișoara, istoricul Victor Neumann. Am fost la o astfel de manifestare foarte importantă și acolo am concluzionat că ceea ce am făcut noi aici la Reșița, bineînțeles, în limita posibilităților noastre florite aici la Reșița, și-a simțit continuarea și la Timișoara. De fapt, în aceste zile, peste tot se întâmplă lucruri minunate în acest sens și vor mai avea loc și la Reșița. Consider că sunt pietre mărunte în marele drum, putem să spun, al națiunii române în ceea ce sărbătorește pe 1 decembrie. Anul acesta mai sunt țări în Uniunea Europeană care sărbătoresc centenarul. Da, mai sunt țări în Uniunea Europeană, nu? Și dacă noi am bâșbuit puțin la început, în prima perioadă a anului în țară, neștiind... Am bâșbuit mult, lăsați dumneavoastră, a fost drăguț, am bâșbuit bine, că nu prea știam ce avem de făcut, nu prea înțelegeam noi asta cu centenarul, nu prea, da. Acum ne-am pus pe treabă, ca să pot să spun așa, și iată că se întâmplă lucruri frumoase. Și este, deci, trebuie să fim mândri că participăm la un astfel de eveniment unic în viața noastră, a fiecăruia cei care trăim astăzi. Corect, pentru că nu vom mai trăi peste 100. Și oricum e unic, că centenarul nu va mai fi clar. Niciodată. 200 de ani noi nu vom mai fi în viață, nici la 150. O mare parte dintre noi nu vor mai fi. O altă parte va mai fi în viață. Și trebuie să luăm în serios. Trebuie să luăm în serios. Și mai avem ceva
de luat în serios, mai ales pentru noi bănățenii. Dumneavoastră și cei care ne urmăresc această oră cunosc faptul că, de fapt, unirea Banatului cu România Mare a avut loc abia în august 1919, adică deci, la anul. La anul vom sărbători și aceștia și pentru acest lucru va trebui să ne adunăm cu toții și să creăm evenimente care să marcheze cei 100 de ani și împlinirea Banatului în România Mare. Gândiți-vă că până la urmă noi trecem pe lângă niște evenimente importante, chiar și și sărbătorirea industriei reșițene. Tot dumneavoastră v-ați gândit, ne-ați atras atenția și am început să sărbătorim. Da. Sau să marcăm acele momente. O industrie din care am trăit, iată, 200 de ani, 300 de ani aproape, nu? În urmă cu câțiva ani am început să mă pregătesc personal pentru împlinirea 250 de ani de industrie reșițeană. Dar industria, sau așa cum o vedem noi astăzi, din punct de vedere economic, industria caraș-severineană a Banatului Montan, desigur, a început mult înainte. A fost și înainte de anul 1700, prin vestigiile care s-au găsit din punct de vedere arheologic în acest spațiu al Banatului Montan, mă refer aici la locuitorii dacii din această perioadă, dar și cei care au urmat în perioada Evului Mediu și, în ultimul rând, putem spune că o nouă reînvigorare sau poate partea cea mai consistentă a dezvoltării industriale în Banatul Montan a pornit după eliberarea Banatului de sub cotropirea cu Imperiului Otoman. De atunci, sub conducerea lui Eugeniu de Savoia, așa este, da. Da, Banatul a fost eliberat alături de alte provincii, dar Banatul, vorbim astăzi de Banat, și iată că începând cu acest an au început să vină și meseriași din Europa Centrală, în majoritate vorbitori de germană. De ce spun asta? Deci poate mulți s-au întrebat de ce anul acesta am sărbătorit 300 de ani de la colonizarea și a etnicilor germani în acest spațiu. Trebuie să vă spun faptul că așa cum astăzi limba engleză este limba continentul lumii. În acea perioadă, 1700-1800, limba germană era care a vorbit. Deci vreau să spun partea Europei Centrale și de Est. Și atunci, sigur că și cei care au venit din Boemia sau din Slovacia de astăzi, Boemia fiind Cehia de astăzi, sau din zona Sloveniei de astăzi, a Croației, sau Imperiul Habsburgic propriu-zis, Europa Centrală, toți au fost vorbitori de germană, fiindcă aceea a fost limba de comunicare. Acum, sigur că nu limba germană n-au cunoscut toți, să zicem, până la cel mai se comunica oficial în limba germană. Și atunci, da, sigur că toți aveau interesul, toți care vreau să promoveze puțin în societatea de atunci, trebuiau să învețe limba germană. De aceea, interesant că în Reșița și până în perioada, o bună parte a anilor din perioada interbelică, limba germană a fost limba care s-a vorbit pe stradă. Asta nu a însemnat că și germanii n-au cunoscut româna sau maghiara sau sârba, deci au vorbit fiecare cu fiecare în limba maternă a respectivului. Cunoștința noastră, părintele Berbentea de multe ori povestea cum el, trăind în Stavila, în Reșița, Stavila reșițeană, era și pâinea cuntură al ungurului, era așa de bună ca al românului sau ca al neamțului, nu? Deci toți se jucau împreună, se plăteau copii împreună, se întâmpla lucrurile foarte normal. Banatul, de fapt, și Reșița în mod special, cred eu, este un model. Un model pentru Europa, nu? De diversitate. Chiar vorbea profesorul Neumann la acest expozeu la care am participat la Timișoara, unde spunea, printre altele, deci
chiar dacă alte regiuni ale Europei se mândresc cu această titulatură de Europa în miniatură, cei care au păstrat acest lucru până cât se poate în zilele noastre au fost totuși cei din Banat. Deci aici această perpetuare a Europei Unite, acestei interculturalități și de limbă, de limbă și de tradiții și, tot, și lingvistică a durat și, cel mai da. Mult. A durat cel mai mult. Și nici nu au existat conflicte etnice în această zonă, în Banatul. Da, deci n-a fost niciodată suntem mândri pentru acest lucru și suntem și mulțumiți și trebuie să mulțumim celor care au fost înaintea noastră. Corect, pentru că de acolo, am primit și noi. Adică au fost niște oameni înțelepți care, și conducători înțelepți care nu s-au folosit de anumite... Da. Pentru că de regulă și conflictele apar folosindu-se cei din vârf. Așa este. Așa este și am avut oameni de treabă, ca să spun așa, în conducerile de-a lungul secolelor, aici la Reșița, care practic au ajutat ca acest sentiment, această trăire a Banatului Montan să fie dusă mai departe. Au profitat prin aceasta și datorită faptului că n-au avut aici loc frământări. Nu mă refer aici la frământări sindicale, sociale, care au fost și aici, unde este uzină, unde este industrie siderurgică, există și o mișcare sindicală foarte bine pusă la punct. Asta s-a întâmplat și aici în Caraș Severin, în deosebă în Reșița. Cunoaștem faptul că au avut aici loc mari demonstrații ale social-democrației. Social-democrația una dintre vârfurile social-democrației pe teritoriul actual al României au fost la Reșița. Ați avut de-a lungul anilor mulți social-democrați vechi, așa cu vechi este. Stagii în acest partid, care probabil au povestit, printre altele, și importanța social-democrației aici în Caraș Severin și în special în Reșița. Sigur, aceste frământări au avut loc. Frământări muncitorești, manifestațiile de 1 mai, n-au fost cele care am fost noi obligați. După anii 50, da, spune, da, 57, da, 58. Dar înainte de 1 mai mergeau lumea și demonstra, făceau meeting-uri, deci era ceva foarte normal ca muncitorimea. Și mișcarea sindicală era importantă, nu? Muncitorimea să participe la astfel de evenimente, fiindcă e ziua oamenilor muncii. Deci ei o considerau ca una dintre cele mai importante zile din cursul unui an calendaristic. Nu au fost, ca să spun așa, foarte îndoctrinați politic, s-au manipulați pentru această zi. Au mers de bună voie să participe la astfel de evenimente. Deci anul acesta am sărbătorit 300 de ani de la așezarea primilor germani de oameni de limbă germană în pe acest spațiu. Da. Și automat putem spune și 300 de ani de la punerea bazelor industriei de astăzi în această zonă. Industrie care, bineînțeles, astăzi ceea ce a mai rămas. Dar bazele putem spune că s-au întâmplat în urmă cu 300 de ani. Deci gândiți-vă că 300 de ani această zonă a prosperat datorită industriei. A inventat cineva ceva care a făcut ca oamenii să trăiască 300 de ani și să trăiască bine. Și vreau să vă spun că săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii, voi participa la vernisajul unei expoziții la Stuttgart. O expoziție foarte, foarte importantă, care va veni și la noi, la Reșița. O expoziție coorganizată de Muzeul Central al Șvabilor Dunăreni din Ulm, care dumneavoastră ați avut multe tangențe și aici în studio cu Ulmul. Deci pentru că există o colaborare de mulți ani între Reșița și Ulm, nu? Și Muzeul Șvabilor Dunăreni. Deci acolo va avea loc acest vernisaj în colaborare cu Asociația Germanilor care s-au stabilit în Germania, plecați din Banatul Montan și, nu în ultimul rând, cu colaborarea Muzeului Banatului Montan. Această expoziție la care voi participa va fi itinerantă, va veni, bineînțeles, și la noi, la Reșița, fiindcă consider ca un punct de căpătâi ca
tinerii de astăzi să fie conștienți, conștientizați de ceea ce a însemnat Reșița și de ceea ce ar putea poate în viitor, bineînțeles, în alt sens, în alt... Da, dar trebuie să-ți cunoști trecutul ca să poți să faci ceva în viitor. Da, și deci o să... Abia aștept să văd această expoziție și o să vă povestesc, o să vă relatez despre ea. Este un moment de cotitură pentru istoria industrială reșițeană, această expoziție. Și ne bucurăm. A fost investiți foarte mulți bani de Guvernul Federal German, deci pentru această expoziție. Este și la Stuttgart și va veni și la Reșița. Da, va fi și la Reșița și probabil anul viitor, probabil o să aflu acum când vine înapoi, când va fi și la Reșița, dar abia aștept ca să putem vedea aici și să putem să mergem cu elevii noștri să o vizităm ca să putem să avem o bază și pentru viitor. Cum a spus dumneavoastră așa de frumos. Vorbeam de 31 de ani și de asociație. Da. Pentru că sunt ani, 31 de ani sunt mulți ani. Rezistă și a trecut peste ani și a făcut și a multe evenimente, foarte multe. Și este cunoscută. Da, deci vreau să vă spun că acești 31 de ani nu ar fi putut să fie derulați fără oameni. Categoric. Și oamenii au ținut în viață această asociație și în ziua de astăzi același lucru se întâmplă. Spuneam că am fost la Timișoara săptămâna aceasta și m-am întâlnit cu președintele germanilor din zona de nord-est a României, din zona Satu Mare, Schwabii Sătmăreni, cum se numesc ei, și cu prilejul acestor evenimente pe care le-am organizat acum la 31 de ani, am invitat pentru prima dată la Reșița o formație de dansuri populare germane din Satu Mare. Și au fost aici și respectivul președinte cu care m-am întâlnit mi-a spus, dar ce ați făcut celor de la noi? Că atât de încântați au fost, atât de mult le-a plăcut Caraș Severinul, le-a plăcut oamenii de acolo. Nu ne-am purtat mai frumos sau mai rău decât cu toți invitații și cunoașteți și dumneavoastră faptul că, de exemplu, la decada culturii germane vin sute de invitați din toate părțile țării. Și nu numai din străinătate vin iarăși foarte mulți. Prin asta încercăm să și promovăm Banatul Muntean. Iată că... Și mai e ceva care trebuie remarcat, că toți sunteți aici cu promovatul Banatului Muntean. Nu-i țineți numai la Reșița, i-ați dus peste tot pe unde există nuclee ale forumului german și ale etniei germane. Și la Bocșa, și la Anina, și la Dognecea, și la Văliug, și la Gărâna, și la Anina, am zis că la Anina, și la Caransebe, și așa este, și la Oțelul, peste tot. Adică chiar tot județul. De exemplu, cei de la Satu Mare, care au fost acum, au vizitat sâmbăta trecută, la orele acestea, de urmă cu o săptămână, cascada Bigger. Sigur că acum nu o poți vedea în plenitudinea ei, fiindcă este apă puțină, da, dar au fost încântați și au fost încântați și de locurile drumuri din Reșița până acolo. Da, sunt culorile toamnei. Da, este foarte frumos și au fost foarte încântați. Bineînțeles, fotografiile care toți care vin la Reșița le fac la Muzeul Locomotivelor. Deci toată lumea este... Da. Muzeul de Locomotive este un simbol. Mă bucur că au fost refăcute, au fost revopsite și arată acum în toamna această aurie într-o foarte culoare, bine, foarte, bine arată, culoare foarte frumoasă și atrăgătoare. Încă mai sper că azi, mâine, să se construiască un centru undeva acolo, în jur, unde turiștii, am mai spus-o de mai multe ori aici, la dumneavoastră emisiune, unde turiștii să poată să intre, să li se prezinte un film din istoria uzinelor reșițene, așa cum se întâmplă în marile muzee și locurile care atrag turiștii. Da, am fost în vară
La un moment dat aveam nevoie de niște fotografii cu partea industrială a Reșiței, cu Reșița industrială. Și am fost în zona părții industriale a Reșiței cu Bogdan, cu fiul meu. El făcea fotografiile, eu îi spuneam ce trebuie să facă. Și mergând, a început el să-mi povestească. Niciodată nu mi-a povestit asta. Mama, ți-am zis că în Austria, acolo unde mergeam noi, există și un ca un parc ceva de aventură pe scheletul unei uzine care seamănă exact cu partea asta a Reșiței. Zice, noi de ce nu facem așa? Da. Deci visez multe, din păcate nu de am, nu am, nu am, nu am puterea necesară de a pune în practică. Nu aveți puterea financiară, că energia și ideile. Energia am și tot îmi vin, dar deci, cum am spus, așa, un spațiu de acesta deci ar trebui, ar fi muzeu, undeva de 40-50 de locuri, o sală așa de este. Conferințe, așa în este. Care să fie un proiector, să arate Reșița, istoria Reșiței, în limbile de circulație mondială, fiindcă acolo corect, vin oameni. Corect, așa este. Niște suveniruri. Suveniruri, deci exact așa cum s-a făcut acel magazin la Grădina Zoologică. Da, da. Iar cu suveniruri. Și acolo, fiindcă vine lumea și întreabă pe portarul de la Muzeul de Locomotiv, aveți o vedere să aveți ceva? Nu există. Deci eu așa și văzut viitorul acestui parc. Se pot face și mai frumos, mai cu holograme, cu altceva, de să fii în ton cu ce se întâmplă astăzi. Așa se întâmplă, așa se întâmplă în toate orașele acestea care monoindustriale care s-au dezvoltat în zona Rurului din Germania, care a avut aceeași istorie ca și Banatul Montan. Zona minieră, zona siderurgică, au făcut lucruri nemaipomenite. Înghințările de industriale, din halele industriale, au făcut săli de expoziție de pictură contemporană. Excelent. Deci, hafuri pentru ceva, concerte poți să faci, sigur, poți să faci și o grămadă de lucruri. Foarte frumoase și să sperăm. Vorbeam așa de oameni și v-am întrerupt, am ajuns la povestea asta de oameni, că asociația n-ar fi existat fără oameni, spunea dumneavoastră. Deci am foarte mulți, foarte mulți, nu sunt mulți, dar o mână de oameni care îmi stau alături. Nu-i amintesc acum, cu toate că poate ar trebui, dar mi-e frică că uit pe cineva și atunci mai bine nu. Dar oameni cu care și la ora 12 noaptea, dacă îi sun și îi rog ceva, mă ajută. Și asta contează foarte mult. Știți și dumneavoastră, te poți baza pe o echipă. Și echipa aceasta face totul. Mai vreau să vă spun ceva, vedeți? Mă gândeam acum, chiar zilele trecute, cum a fost construit biblioteca Alexander Zitz, care este un centru al etniei germane, până la urmă. Clădirea aceea, acolo, în Luncă, părea că e într-o zonă pustie. Și uite acum cum s-a transformat. Deci o chestie de viziune simplă. Pare un fel de centru deja al Reșiței. Să știți, și acum dacă mă uit, dacă înainte nu prea era multă lume pe stradă, acum este o forfotă în continuu. Și ce important este că este pus acolo. Poate că nimic nu e întâmplător. Eu mă bucur pentru acest lucru și mă bucur pentru locația care a fost aleasă în urmă cu mai mulți ani și mă bucur că aceasta există și de fiecare dată spun și o cunoașteți și dumneavoastră. Această clădire nu este deschisă doar celor vorbitori de limba. Aha, nu, categoric. Deci, au fost lansări de carte ale români, românilor români. În momentul de față, programul pe care îl realizăm lunar, sunt luni în care sunt mai multe evenimente în limba română decât în limba germană. Așa este. Dar majoritatea timpului sunt și în limba română. Oricum facem, majoritatea se face bilingv. Dar pentru mine este ceva normal. Pentru mine, nu numai pentru mine, pentru comunitatea germană. Am trăit cu toți în acest spațiu și nici nu putem concepe o altă orientare, o altă gândire, decât să fim deschiși pentru cultura, pentru limba celuilalt care e de lângă noi. Deci aparținem acestui spațiu, toți care vorbim, indiferent de care limbă maternă.
Și de aceea mă și bucur de, de implicarea și a Colegiului Național de Aconovistiți, el fiind cel mai aproape față de sufletul nostru. Categoric, pentru că sunt clasele cu vorbire în limba germană și e normal să fie așa, să aibă un loc de unde să-și împrumute cărți, să vină într-un spațiu de genul ăsta. Dar, cum știți și dumneavoastră, știu și eu, majoritatea copiilor de acolo sunt etnici români, nu etnici germani. Dar și cu celelalte școli și licee, colegii, avem o colaborare foarte bună, avem evenimente cu aproape toate instituțiile școlare. De exemplu, fiind acum săptămâna trecută la Colegiul Tehnic Rășan, au venit cei de acolo, un profesor a venit la mine, am vrea să facem împreună un eveniment anul viitor, în primăvară, prin care să le explicăm copiilor ceea ce înseamnă migrația. Deci, vedeți, deci vine lumea, se interesează și este foarte important ca tinerii să știe ce înseamnă migrația. Ce important este? Deci și faptul că chiar am vorbit cu profesorul respectiv și o să facem o acțiune din acest fel și cred că poate o să fie interesat și alte licee, mai ales având în vedere faptul că tinerii clasa 11-12 visează foarte mult să plece. Așa este. Cu ce se vor confrunta acolo? Nu știu, dar e bine să știe. Da, și uite, acum un profesor Reșițean a venit cu ideea, haideți, vin cu copiii, cu elevii la dumneavoastră, să le explicați ce înseamnă să fii migrant în spațiul german, acum sigur, acolo pot să vorbesc. Ce înseamnă, ce este pozitiv, dar și problemele care sunt acolo, că nu e totul așa de roz. Cum... Așa este, mă gândeam acum 300 de ani au fost aduși aici. Da. Și colonizat acest spațiu și acum plecăm noi. Nu, dar să știți că și de 300 de ani, să știți că toți au rămas. Păi nu toți au rămas, categoric, nici toți ai noștri nu rămân acolo. Deci, nu este o rușine, că și astăzi sunt mulți care sunt plecați, care spun, că nu vine înapoi, că e o rușine să vină înapoi. Nu este o rușine. Nu te poți integra foarte bine, vin înapoi, îți găsești o nouă integrare în societatea unde ești. Deci nu este niciun fel de... Avem foarte mulți care spun, pe cum să vină, să râdă toată Reșița sau toată strada sau o să râdă de mine că eu vin înapoi, că n-am putut să mă integrez. Sigur, oamenii sunt diferiți, fiecare are o altă atitudine față de societatea unde și de oameni din jur. Sigur că vă dați seama că și cei care au venit în urmă cu 300 de ani n-au fost primiți 100% cu brațele deschise de populația autohtonă. Ba și chiar din contră. Vedem astăzi, în ziua de astăzi, migrația din Europa, în Europa Centrală, prin Europa de Est, din spațiul asiatic. Păi nu suntem deschiși nici noi, uite, vin ăștia, ne copropesc sau ce vor să ne aducă? Vor să ne schimbe viața? Să ne... Deci, așa au fost și atunci, în perioada aceea. Numai trăirea împreună aceasta de-a lungul 10, 20, 30 de ani, sigur s-a dezvoltat și s-a implementat ceea ce astăzi trăim cu toți în acest Banat Montan. Și încă ceva. Deci și atunci, când au poposit aici, au venit aici să lucreze, bineînțeles, pentru muncă. Și nici aia care au venit aici nu au fost cei care au fost cei bogați. Tot așa, erau oameni care... N-aveau cu ce să trăiască. Da, știți, exact. Înainte, mai ales în agricultură, știți, cunoașteți faptul că eram familii în care erau 3, 4, 5 copii. Așa era pe vremea aceea. Familiile erau cu mulți copii. Și cu 10 copii. Și era unul, doi care primeau pământul de acasă. Și restul erau săraci. Trebuia să meargă, scuze, trebuia să meargă în lume. Așa să-și găsească un loc. Și atunci s-a deschis posibilitatea de a veni în Banat. Iată că au venit aici și o parte și-au găsit, alții au mers înapoi, alții au murit în primul an datorită bolilor sau a vieții de aici. Deci n-a fost ușor nici pentru ei care au venit, nici pentru cei care au fost aici, care au fost stabili, care au locuit în acest spațiu. Deci s-au obișnuit, vrei, nu vrei, de-a lungul anilor s-au obișnuit. Unii cu ceilalți. Deci noi nu-i totul roz. Și de aceea și noi, foarte mulți dintre concetățenii noștri, cred că totul este roz în Europa de Est, de Vest. Și nu e așa. Nu este, este foarte greu că vorbim cu copiii noștri, cu apropiații noștri și de multe ori când se dezlănțuie în a povesti. Ce zice Alex? El este medic, adică este altceva. Sigur, are o altă poziție. Asta vreau să spun, are o altă poziție. Medic. Medic vorbitor de limbă germană. De exemplu, săptămâna aceasta a fost
fost chemat la urgențe în spitalul unde lucrează și a fost internată o doamnă pentru o operație. Și doamna nu știa de cum îl cheamă pe fiul meu, deci. Și această doamnă, fiul meu a citit acolo Izvernar. Izvernar. Și se uită acolo pe acte, vede Reșița, născută la Reșița. Da, da. Și fiul meu a vorbit românește cu ea, dar dumneavoastră de unde sunteți? Din Reșița, spune Alex. Și păi și noi am mai avut înainte mai mulți etnici germani în Reșița, acum sunt puțini, dar este unul Țigla care se ocupă de ei. Și Alex spune, da, e tatăl meu. Femeia înălbit, n-am mai știut ce să spună. Deci, ca să vedeți numai... Da, ce mică e lumea. Da, ce da, mică este da, lumea, deci, nu? Deci asta s-a întâmplat chiar săptămâna trecută. Dar nu la asta am vrut să spun. Am vrut să spun că deci, sunt oameni de ai noștri care s-au integrat. Nu mă refer aici la germanii din Banatul Muntean, mă refer la români, la toată populația, care s-au integrat foarte bine, alții care nu s-au putut integra. Așa a fost și atunci, în urmă cu 300 de ani, este și astăzi și este și mâine. Și de aceea, încă o dată, subliniez faptul că am găsit foarte bine venită ideea acestui profesor. Foarte bine, da, cu migrația. Care se gândește la viitorul copiilor. Foarte bine. Vă așteptăm cu interes cu expoziția de la Stuttgart. Da, să ne spuneți. O să vă povestim. Vă mulțumesc mult că ați venit. Vă felicit pentru tot ce faceți și pentru românii din acest spațiu și pentru germanii din acest spațiu și pentru colaborarea pe care o aveți cu Tițu și pentru Biblioteca Germană. Așa cum spuneam, vă mulțumesc pentru că încheiem aici emisiunea de astăzi. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri. Le spun să aibă parte de un weekend excelent. A fost o emisiune cu mulți invitați, ați văzut, și sper eu că v-a plăcut. O zi excelentă, la revedere!